Vineri, în data de 26 aprilie, între orele 10-12, vor avea loc lucrări la stația de tratare a apei din Hitiaș. Pe durata intervenției se va întrerupe furnizarea apei în Hitiaș, Racovița, Ficătar și Drăgoiești. Tot în data de 26 aprilie, între orele 9-14, se va opri apa în Traian Vuia, Ohaba Lungă și Secaș, iar între orele 9-15 se va întrerupe furnizarea apei în Gad, Pădureni și Voiteg pentru lucrări de spălare a distribuției. Din același motiv, pe 29 aprilie, între orele 9-14, presiunea apei va fi scăzută în Sacoșul Turcesc, iar pe 30 aprilie, între orele 9-14, presiunea va fi redusă în Șipet și Cadăr. Lucrările de spălare sunt menite să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim.